Bun găsit! Știați că în perioada medievală Clujul era cunoscut și ca orașul cu cele 20 de turnuri? Asta pentru că cetatea era foarte bine apărată de turnuri și bastioane. Astăzi luăm în vizor două dintre aceste construcții, singurele de altfel care au rămas în picioare și au fost în centrul unor evenimente istorice importante. În urmă cu sute de ani, locuitorii din cetatea veche erau împărțiți în bresle. Mai mult, fiecare asociație de meșteșugari avea turnul ei pe care îl apăra cu prețul vieții. Însă tabloul acelor vremuri nu e deloc idilic. Chiar dacă trăiau într-o cetate liberă, apărată de ziduri, bastioane și turnuri, clujenii se loveau la tot pasul de probleme. Pacostea numărul 1 erau incendiile. Căsuțele din lemn de pe ulița Săpunului, actuala stradă Tipografiei, luau foc aproape zilnic. Disperați, membrii sfatului orașului au încropit un plan. Au transformat un turn într-un post de observație pentru pompieri. Zi și noapte, cineva veghea în construcția de piatră și anunța când izbucnea un incendiu. Turnul pompierilor ca dată este în secolul al XVI-lea, 1574-1576. Face parte din a doua incintă a Clujului. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că prima incintă era de 7 hectare. Noi am vorbit când am vorbit în serialele trecute despre ea și a doua incintă de 45 de hectare care cuprinde și acest turn al pompierilor, îi spunem noi astăzi. Aceasta a doua incintă, clujenii au câștigat-o în 1405, adică regele împărat Sigismund de Luxemburg, pe lângă multele privilegii pe care le-a dat clujenilor, le-a dat acest privilegiu de a-și extinde perimetrul orașului. Și, bineînțeles, era un lucru extrem de important. Clujul în secolul 15-16 a fost un imens șantier, pentru că, nota bene, construcțiile acestea ale zidurilor, și nu numai ale zidurilor, s-au făcut din cheltuielile clujenilor. Și avem foarte multe turnuri și bastioane cu nume de croitori, pompieri, cojocari, blănari. De ce? Foarte important acest lucru, pentru că ele reprezentau breslele Clujului. Deci Clujul era un oraș constituit din meșteșugari și negustori. Nobilii nu prea aveau ce căuta în cadrul orașului și dacă intrau în incinta orașului își pierdeau acele privilegii de nobil. Deci era un fel de republică orășenească, iar breasla era un lucru extrem de important în Evul Mediu. Era o organizație meșteșugărească bazată pe o meserie anume, de exemplu, cojocari, croitori, foarte bine structurată ierarhic, de la ucenic, calfă, muncitor, meșter. Din rândul meșterilor se alegea un staroste care răspundea de întreaga breaslă. Și era o onoare pentru ei să păzească unul dintre turnurile cetății sau porțile cetății, pentru că, îți dai seama, nu numai atribuțiile militare erau și atribuții de întreținere care costau bani. Dar era un lucru evident, uite, breasla noastră are grijă de acest turn, ia să fie turnul foarte bine întreținut. Deci Clujul de aceea și ajunge la finele secolului al XVI-lea, așa numitul oraș comoară. Acest turn al pompierilor, îi spunem turnul pompierilor mai din secolul al XIX-lea. El inițial era turnul apărat de breasla țesătorilor, apoi lăcătușilor, și în zona aceasta erau casele de lemn ale locuitorilor mai puțin bogați, chiar sărăcimea Clujului. Erau extrem de dese incendiile. Sigur, nu erau pompierii ca și astăzi. Aveau instalații, căruțe, apă din Someș, pentru că, atenție, avem și canalul Morii. Clujenii nu îi spuneau canalul Morilor, Morii sau Morilor, îi spuneau Someșul Mic. Și în măsura în care apa era, să spunem, în apropiere. Pentru că, un lucru să mai adaug, Clujul avea două rânduri de ziduri. Zidurile astea principale, exista un teren de o lățime de 10-15 metri lățime și mai era un zid. Asta în Evul Mediu, pentru a proteja orașul de incendii. Dar aici, din canalul Morii, luau apă și, bineînțeles, cu pompe, care erau specifice secolului al XIX-lea, reușeau să stingă incendiile, care erau destul de dese. Păi de aceea era aici turnul, că observau rapid. Deci, stătea de veghe câte un pompier. Da, bineînțeles, sigur că da. Păi normal, stăteau de veghe tot timpul ca să poată observa, pentru că la casele de lemn, și acum îți spun un lucru foarte important, nu trebuie să idealizăm așa vechea perioadă. Știu că poveștile sunt frumoase, să vorbim și despre ele, dar adevărul, Clujul în Evul Mediu, insalubru, fără canalizare, incendii, boli, etc., trebuie să fim puțin realiști.
Vestigiul de pe strada tipografiei, construit peste un bastion cu creneluri italiene, are o importanță deosebită din punct de vedere arhitectural. Specialiștii vor acum să îl introducă în circuitul turistic. După restaurare, vom putea să urcăm cele 8 etaje ale turnului cu liftul și să ne facem selfie-uri sub un acoperiș de sticlă. Și asta nu e tot. Obiectivul va găzdui concerte și expoziții. Arhitecții spun că turnul, pe lângă istoria sa bogată, are un element unic în peisajul citadin. Turnul Pompierilor reprezintă pentru mine personal și pentru Cluj, în momentul de față, unul din punctele, dacă vreți, fierbinți. Pentru că el a fost subiectul unei competiții de arhitectură care a propus participanților să caute posibilități de revalorificare și reintroducerea sa într-un circuit turistic și arhitectonic al orașului. În urma concursului, o parte din telespectatorii dumneavoastră probabil știu, a câștigat o soluție care propune reînălțarea turnului cu un al treilea tronson, un tronson contemporan, care asigură vizitatorilor o platformă de belvedere asupra Clujului, în al doilea rând asigură urcarea printr-un ascensor, deschizând posibilitatea celor care altfel nu ar fi putut să urce cei 20 și ceva, 30 și ceva de metri, nici mai știu exact cât are, până în vârf. Actualmente turnul va deveni, asta este expectanța noastră, unul din punctele pe care să le vizitezi, pentru că de acolo poți să vizitezi Clujul. El face parte tot din incinta, din cea de-a doua incinta orașului. A fost un turn secundar. El nu a fost a pompierilor, a fost a metalurgiștilor, mi se pare. Nu mai țin foarte bine minte. Partea lui de jos face parte din incinta fortificată. A fost supraînălțat în epoca neoclasică. Există bănuiel care aparține proiectul chiar lui Lajos Pakei, care a fost arhitectul șef al orașului, cel care a făcut Conti, Cazinoul și așa mai departe. El a funcționat ca turn al pompierilor, turn de veghere, până când acest serviciu al pompierilor civile a fost desființat în 1933. De ce este foarte important turnul pompierilor? Pentru că, pe de-o parte, oferă această combinație, această stratificare a stilurilor, dacă veți, avem o parte, o fortificație militară medievală, peste care se suprapune un tronson neoclasic pur și simplu utilitar. Iată, sunt 400 de ani între cele două, cea de-a treia parte va veni la încă 400 de ani după cea de-a treia și va da ceea ce până la urmă face interesant profilul specific al orașului, și anume un oraș al combinațiilor, un oraș al straturilor. Clujul nu este niciun oraș medieval, niciunul baroc, niciunul modernist. E un oraș în care se vede foarte bine cât de multe etnii și cât de multe vârste s-au suprapus în viața acestuia. Mai subliniez un lucru, turnul pompierilor, deși la ora actuală are doar o singură intrare, a fost un turn străpuns, prin el se ieșea pentru a se accesa apa canalului Morii, care era în afara fortificației. Este foarte important acest lucru, pentru că este probabil ultimul turn cu străpungere păstrat din vechea fortificație. Mai există turnul de colț de pe strada Potaisa, care acum se continuă cu o clădire și care probabil avea și el o străpungere. Însă turnul pompierilor sau turnul apei, cum era denumit mult timp, e sugestiv, pentru că din punct de vedere al valorii arhitecturale sau al valorii funcționale medievale, e un exemplu al ceea ce însemna turnul în linia fortificației orașului. Ziduri, turnuri, bastioane de apărare, toate ne transpun într-un peisaj medieval pitoresc. Clujul era cunoscut și ca orașul celor 20 de turnuri, pentru că toate laturile cetății erau atent supravegheate și protejate de potențiali invadatori. Înspre sud avem, dar bineînțeles acum nu le mai avem, un bastion cu creneluri, apoi un turn cu italian sau bastionul italian, unui cu creneu italian. Avem turn de poartă, poarta ungurilor, poarta maghiarilor. Pe urmă, asta e în dreptul actualei prefecturi, clădirii actualei prefecturi. Pe urmă, în
dreptul actualei străzi Iuliu Maniu cu confluența cu piața Avramiancu, avem turnul Olarilor, ulterior avem unde este cercul militar cu intersecția tot cu piața Avramiancu, avem turnul Porții de Mijloc, pe urmă avem turnul sau bastionul Croitorilor, apoi în incinta liceului Gheorghe Șincai, turnul Tăbăcarilor, pe urmă avem turnul Zidarilor la numărul 27 pe strada Avramiancu, turnul Curelarilor, avem pe urmă turnul Porții Turzii, turnul Postăvarilor, Tâmplarilor, ți le spun pe toate, Acizmarilor, turnul Poartă Mănășturi, sau se mai numea turnul Cojocarilor, este o casă la numărul 15, unde este stema sau blazonul Cojocarilor și scrie și 1653, din curiozitate pentru telespectatori. Mai este turnul Fierarilor și, bineînțeles, turnul Aurarilor, la confluența străzii Barițiu cu actuala strada Emil Isaac, venea Poarta Apei, tot Aurarii aveau grijă, și turnul Porții Podului, care este în dreptul străzii Regele Ferdinand și Apoștol. Deci, Cluj avea 20-22 de turnuri. Dintre aceste 20-22 de turnuri pe care le-am enumerat, astăzi mai există turnul Pompierilor, bastionul Croitorilor, o parte din turnul Zidarilor, deci rămășițe, și rămășițe din turnul Pantofarilor. Cam atât vizibile. Deci patru, două importante, turnul Croitorilor și Pompierilor, și celelalte mai puțin vizibile. Restul au dispărut, au fost demolate la sfârșit de secolul XIX. Din păcate, edilii orașului atunci n-au avut în vedere valoarea lor. În centrul celor mai zbuciumate evenimente istorice din cetatea veche se afla turnul întreținut și păzit de breasla Croitorilor. Domnule profesor, ce ne puteți spune despre bastionul Croitorilor? În ce scop a fost construit? Ei, acum, ca și orice bastion de colț, cum am amintit adineori, era un loc de apărare a cetății, pentru că de aici, din zona asta sud-sud-estică, era zona mai sensibilă a Clujului, pentru că în rest era apărat, avea și granițe naturale, Somei și Canalul Morii. De aici cam se efectuau asediile asupra cetății. Breasla Croitorilor era poate cea mai importantă breaslă din Evul Mediu, poate după a măcelarilor. Gândește-te, hainele, papa și armurierilor și armele. Deci într-o oarecare ierarhie. Starea actuală este datorată mai multor restaurări. Știm anul când s-a construit, 1475, deci în timpul domniei regelui Matia, știm că acest bastion nu avea această formă care o are astăzi, avea o formă identică aproape cu bastionul Aurarilor, bastion care în 1859 a fost dărâmat, dar știm cum arăta datorită unor poze realizate de fotograful pionier Francis Vereș, care a imortalizat acest bastion și cu ăstălalt, și se vede că erau cam identice ca și formă. El a avut o istorie destul de tumultoasă, acest bastion, nu numai datorită faptului că era expus atacurilor. În primul rând, în debutul secolului al XVII-lea, este supus unui asediu a oastei generalului Basta, pe urmă Basta îl apără. În 1603 vine un viitor principe, Moise Sechei, care iarăși atacă bastionul, 12 zile rezistă atacurilor oștilor acestui principe, care era ajutat și de pașa de la Timișoara. Deși bastionul era și atacat, cel mai distrus a fost în urma unei explozii, pentru că aici era și o pulberărie, aproape 12 tone de pulbere, în urma unui trăznet, unui fulger, a explodat și toată zona aceasta a fost distrusă. El a fost refăcut în 1629, în timpul domniei lui Gabriel Bethlen. Unii mai spun turnul Bethlen sau bastionul Bethlen, dar nu cred că își merită numele, pentru că s-a făcut din banii clujenilor. Există o plachetă pe zidul de est și astăzi vizibilă,
cu blazonul cetății Cluj, cu blazonul lui Betlem și cu numele conducătorilor Clujului de atunci. Și străzii care îi spune astăzi strada Baba Novac, îi se spunea strada Betlem la un moment dat, sau strada Bastionului. În fine, în 1655 iară este distrus. Este atacat în 1661 de către turci. Apoi, la debutul secolului al XVIII-lea, în așa zisul război între curuți și lobonți. Curuți erau adepții lui Francis Racoții al II-lea, care s-a ridicat împotriva Habsburgilor, care erau numiți lobonți. Vezi numele lui Lobonț, a portalului de fotbal, că de acolo provine. Iar bastionul a fost distrus prima dată în 1704, iar apoi în 1708 a fost distrus de un general, Carol Ișandor, al lui Francis al II-lea, Francis Racoții al II-lea, ca să nu beneficieze Habsburgii de el. Habsburgii îl refac în 1709, există și o plachetă pe, la parter, apoi în 1718 este o altă restaurare a acestui bastion și forma actuală care o avem acum cam seamănă cu acea formă realizată de către austrieci, lucru care este semnalat la poarta de intrare de astăzi a bastionului. Pe urmă, în următoarea perioadă, bastionul a fost un muzeu în perioada interbelică, în 1924 înființat, un fel de muzeu al Clujului, dar a dorit să fie muzeu și în urma unor mari lucrări de restaurare între 1956-58, dar Bucureștiul n-a fost de acord să fie un muzeu al Clujului. A mai avut loc o restaurare în anul 2006-2009, iar în 2009 este centru cultural urban. Între timp trebuie să amintesc că trece din custodia Muzeului de Istorie în custodia primăriei. Și el a fost inaugurat la 15 mai 2009, acest centru urban cultural, de către prim-ministru de atunci, Emil Boc. Astăzi era o cafenea, nu mai funcționează. La parter vedem unele blazoane. La etajul 1 este o sală de conferințe de 70 de locuri, iar sus la etajul 2 sunt expuse diverse expoziții. În fața turnului avem statuia lui Baba Novac. De ce avem aici? Statuia respectivă a fost realizată în 1975 de către un celebru sculptor, Virgil Fulicea, și pusă în fața acestui bastion, deoarece celebrul capitan al marelui voievod Mihai Viteazu a fost, i s-au expus rămășițele trupești ale lui și ale duhovnicului său, sârbi, că amândoi erau sârbi, Saschi, aici în fața porții sau turnului, mai bine zis, croitorilor, după ce execuția avusese loc în Piața Unirii de astăzi, cam în dreptul Palatului Vaș de astăzi, era așa numită Cușca Călăului și acolo principii aveau un palat de unde priveau execuțiile care se realizau în Evul Mediu. Un supliciu la care a fost supus celebrul capitan al lui Mihai Viteazu. În 1903, Mihai a pus aici un steag alb când a revenit în Cluj, înainte de a fi și el ucis după câteva zile la Câmpia Turzii. El intră în Cluj în 3 august 1601. Nu s-a răzbunat pe clujeni, a fost oprit de basta. Atenție, clujenii, să vă spun, erau fani Sigismund, nu erau fani Mihai Viteazu. Trebuie să ne gândim și la timpurile respective, Sigismund Baturi mă refer de data aceasta. Apoi, în 1936, aici a fost o troiță care a fost pusă de către primăria Clujului de atunci. Ce alte evenimente istorice, destul de importante, se leagă de bastionul Croitorilor? Marele conducător al răscoalei din 1437-38 de la Bobâlna, Antoniu Magnus, Budoi Nodiontal. Aici a avut loc o luptă între răsculați, ajutați de clujeni, și oastea voievodului, care dorea să înăbușe răscoala aceasta, a încercat să iasă în acest loc acest capitan al răscoalei, care prea puțin se vorbește de el, care a fost executat în fața conventului de la Cluj-Mănăștur, actuala Calvaria, cum îi spun clujenii. Alt lucru demn de semnalat, pe această străduță, care astăzi se numește strada Baba Novac, a avut loc filmări în perioada filmului mut,
celebrul scenarist, regizor și pionier al filmului, Ieno Ianovici, a filmat secvențe, sigur, filmut. Și un lucru mai puțin, nu știu dacă este poate gustat de o parte a publicului, existau pe această stradă, pentru că era o populație mai săracă în secolul XIX, secolul XX, și câteva locuri de prostituție, printre multe altele care existau în Cluj, dar care oferă cu totul și cu totul un alt subiect. Pe colțul străzii Potaisa de astăzi avem iar un bastion, un turn întărit, numit al pantofarilor, nu al cizmarilor. Al cizmarilor este în dreptul străzii Napoca, foarte multă lume confundă treaba asta. Este un turn care ulterior va intra în posesia familiei Bogdan Fi. Bogdan Fi acesta a fost un armean, un antreprenor, un negustor, care între 1810-1811 câștigă această clădire în urma unei licitații. Acolo a fost un loc de entertainment, să-i spunem. Ulterior va fi un ospiciu pentru cei cu boli psihice. Iar la finele secolului al XIX, începutul secolului XX, a fost un imobil de locuințe, ceea ce a fost și în perioada aproximativ contemporană, până când imobilul a fost cumpărat de către o persoană care, sincer să fiu, nu știu numele și care are cu totul alte intenții asupra acestui foarte, foarte important vestigiu al Clujului, de pe partea, capătul de sud, din partea altă sud-sud-vest, și lângă, atenție, lângă acești pantofari, în direcția nord, spre strada Napoca, erau cizmarii. Și acolo era și poarta fânului. De ce îi spune poarta fânului? Pentru că actuala piață Lucian Blaga și cartierul HD studențesc erau fânațele Clujului de atunci. De acolo avem și un nume unui cartier pe care vechii clujeni îl știu, Sinuța, San Uțo, strada fânului. Bun. Înainte am uitat să spun de încă o relicvă, și anume turnul zidarilor. Vedem ceva urme din el la numărul 27, dacă ne uităm peste gard, la numărul 27, în curtea, în imobilul respectiv, sunt urme de acel turn al zidarilor. Restul le-am enumerat și, sigur, din păcate, ele nu există. Cele care le-am văzut, deci turnul pompierilor sau bastionul croitorilor, o parte din turnul zidarilor, bastionul pantofarilor sunt vizibile. Restul, din păcate, au fost demolate în secolul al XIX. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.